Se mișcă piața cripto. FTX Europa dă undă verde la retrageri. Măsura vine la 5 luni de la colapsul companiei fondată de Sam Bankman-Fried. Noua platformă nu va oferi alte servicii în afară de retragerea fondurilor clienților. Fostul CEO este acum în arest la domiciliu cu o cauțiune de 250 de milioane de dolari în spate. Peste ocean. Changpeng Zhao, CEO-ul Binance, este dat în judecată de CFTC. Motivul? Tranzacționarea de valori mobiliare neînregistrate. Reversul monedei. Fedul vine cu un bailout de 2000 de miliarde de dolari pentru sistemul bancar american. Ce înseamnă asta? Centrul pieței cripto s-ar putea muta în Hong Kong, spune Amber Sobrain, CEO-ul Kaiko. Mergem la Cornel Frățică, cofondator Metaventis. Bun găsit, Cornel! Salut, bine v-am găsit! Hai să vedem în primul rând. Este acest avans făcut de FTX Europa un posibil pas către refacerea companiei de către noul CEO, John Ray al treilea. Faptul că acum putem retrage banii din Europa este un pas mare înainte până la urmă. Este un pas mare, într-adevăr, e un vot de încredere, dar e mult până departe, pentru că, așa cum am văzut, a fost un cutremur destul de important căderea FTX și clienții, în special clienții retail, sunt destul de afectați de pierderile de la acel moment. E greu să recapeți încrederea după ce un astfel de colos a avut această cădere. E greu să cred că va mai reuși să devină în top poziție, așa cum era FTX până acum. Sunt pași care se încearcă, vedem aceste posibilități de a retrage, fondurile sunt binevenite, dar eu cred că totuși încrederea, așa cum știm, se clădește în foarte mult timp și se pierde rapid. E greu să mai vedem FTX un exchange de încredere pe viitor. Cât de realist este scenariul în care the HQ of crypto se mută în Hong Kong? Ce ar însemna asta pentru spațiul crypto? Să fie Hong Kong cu centrul pieței. Da, vedem într-adevăr, vedem multe ostilitate din partea autorităților din Statele Unite. Anul acesta sunt cu puștile, ca să zic așa, pe spațiu cripto. Vedem multe acțiuni și către Coinbase, exchange-ul de bază din Statele Unite, către Binance. Reglementările care vor veni și cred că vor veni parte din ele anul acesta nu o să fie deloc prietenoase. Se încearcă tot mai mult respingerea cripto în Statele Unite, așa că, de ce nu, e un moment oportun ca alți jucători importanți din piață, alte țări să intre în prim plan. Hong Kong este una dintre aceste piețe care, da, se vrea a fi friendly crypto și cred că au toate șansele să devină un hub și să atragă fondurile acolo, pentru că tot timpul jucătorii își vor găsi piețele în care să acționeze și Hong Kong e una dintre favoritele în acest moment. Bun, și acum o ultimă întrebare scurt, pentru că la ultima ediție de Crypto Mondays am făcut și noi un pareu scurt pe care l-am pus pe o carte poștală realizată de Tammy Lovin, a trimis-o pe adresa redacției. Cât va ajunge, până unde va ajunge Bitcoinul până după Paște? Până la Paște, hai să vedem mai întâi care sunt perspectivele pentru săptămâna următoare. Cum arată Bitcoin din punct de vedere tehnic și implicit piața? Pentru că deja Bitcoin a ajuns la o dominanță de aproape 50%. Exact. Cum se mișcă Bitcoin și celelalte îl urmează, celelalte monede? E bine, Bitcoin se află într-un range între 20, într-un maxim de 29.000 și poate cădea până la 26.500. Momentan este într-un downtrend. Există un nivel important de suport aici între 26.000-26.500. Dacă îl pierde pe acesta, se poate duce până la 25.000, deci poate avea căderi în trepte dacă cumpărătorii nu-și fac simțită prezența mai puternică, astfel încât să-l împingă și mai sus. Nivelul acela de 29-30.000 era o rezistență importantă, un nivel și psihologic cu round numbers de 30.000, multă lume l-aștepta acolo, așa că au fost foarte mulți selleri care au shortat poziția aceea, de aceea vedem acest retrace. Rămâne de văzut dacă ajunge până la 26.500 și de acolo ce se va întâmpla. Sunt buyer și destul de puternici astfel încât să-l împingă și mai sus peste 29.000 la următorul nivel de 40.000 sau mergem mai jos. Asta vom vedea
Posibil vedem în următoarea săptămână sau vedem până la Paște ce se întâmplă și dacă ajungem la nivelul pe care l-am punctat pe cartea poștală de care aminteai și tu. Bun, momentan avantaj, the odds are in your favor, dar rămâne de văzut până la Paște. Mulțumim mult, Cornel Frățică, cofondator Metaventis, te mai așteptăm pe la noi și o zi profitabilă, ca de obicei. Cu drag, asemenea.